Bun găsit, dragi prieteni și iubitori de Cuvântul lui Dumnezeu! Noi credem că aceste studii, dezbateri, vă ajută și vă motivează pentru ca să continuați studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Un pasaj biblic de la 2 Timotei 3,16 spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Aș dori să specific un principiu important pentru fiecare persoană care alege să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Cu păreri de rău, o mare parte din creștini aleg anumite pasaje, anumite părți, anumite cărți sau o jumătate din Biblie și spune că doar aceasta este importantă. Spre exemplu, unii spun că doar Vechiul Testament este important pentru că este cartea dată pentru poporul Dumnezeu, poporul ales, evreii, Tora. Altcineva poate să spună că Evanghelia sau Noul Testament este mai important pentru că descoperă viața Domnului Iisus. Atunci când noi alegem să citim o carte, interesant, o începem de la jumătate sau începem de la început până la jumătate? Eu cred că pentru a înțelege subiectul acelei cărți, începem cartea de la început până la sfârșit. Același principiu este și privitor la Scriptură, Cartea lui Dumnezeu. Pentru a o înțelege important atât Vechiul cât și Noul Testament și acest lucru ne-l confirmă chiar și autorii Noului Testament, pentru că o mare parte din ei citează și dau autoritate Vechiului Testament. Am dorit să adăugăm că cartea Deuteronom este de fapt acea carte care foarte des este citată de Domnul Iisus Hristos și în mod special în momentele cruciale din misiunea sa mesianică. Cartea Deuteronom, pe lângă alte cărți din Vechiul Testament, Geneza, Isaia, Psalmi, este cel mai des citat. Și astăzi noi ne vom convinge de acest fapt împreună cu invitații noștri din platou. Împreună cu noi este doamna Moraru Svetlana, avocat ca profesie. Vă spunem bine ați venit la programul nostru. Bine v-am găsit. Așa, și împreună cu noi este și pastorul Juravliov Dumitru, căruia la fel vă spunem bine ați venit. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Da, cu plăcere. Nu dorim să omitem pe cei care de fiecare dată ne apreciați, comentați. Vă mulțumim pentru salutările voastre și în mod special în această ocazie vrem să salutăm o regiune din care până acum nu s-a specificat și anume Australia. Deci pe lângă celelalte țări, Statele Unite, Franța, Germania, Spania, Italia, România, s-a mai adăugat și Australia. Deci îi salutăm pe cei din Adelaida care urmăresc programul nostru. Vă motivăm ca să continuați, să apreciați, să comentați, să distribuiți celor care vă sunt prieteni, vă sunt rude, colegi, pentru ca mesajele acestea să fie o binecuvântare și pentru ei. Înainte de a trece la subiectul propriu zis, în această ocazie am dorit să înălțăm o rugăciune, să invităm prezența lui Dumnezeu. Deci vom ruga pe doamna Svetlana ca să înalțe rugăciune. Părinte Ceresc, noi copiii tăi îți aducem slavă, cinste și mulțumire pentru dragostea și mila ta, pentru cuvântul tău, care, Doamne, astăzi dorim să o studiem în cadrul acestei lecțiuni, de aceea te invităm în mijlocul nostru cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne dai înțelepciune, să putem, Doamne, să înțelegem nu doar teoretic, dar și să putem, Doamne, să trăim practic aceste adevăruri în viețile noastre. Slăvit să fie numele Tău, prin Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Pentru început, o întrebare de spargere a gheții. Care este cartea cea mai aproape de inima voastră din Biblie și de ce anume această carte? Pentru mine este cartea Evanghelia după Ioan. Da. Este ultima Evanghelie care a fost scrisă. În ea se cuprind lucruri care nu sunt scrise în Evangheliile sinoptice și îmi place că tematica lui Ioan este dragoste. Uh-huh. Chiar da. Din primele momente ale cărții și până la ultimul el descrie ce dragoste minunată a avut Dumnezeu pentru noi. Da, mulțumim. Eu cred că nu pot să vă răspund concret care carte îmi place, pentru că îmi plac toate cărțile. Ele, fiecare în felul ei este interesant, prezintă niște adevăruri frumoase. De aceea,
Cred că nu se pot să vă răspund care anume din cărți. Îmi place și Geneza, îmi place și Exodul, îmi place Isaia, Psalmii, deci este o carte specială, Proverbele, Cartea Proverbelor. Noul Testament conține atâtea adevăruri frumoase, atâtea făgăduințe, încurajări. De aceea... Da, bine, mulțumim. Așa cum am specificat un pic mai devreme, Domnul Iisus Hristos în mod special a citat de multe ori Vechiul Testament și anume Cartea Deuteronom. Și în această ocazie avem chiar momentul când Domnul Iisus a fost în pustie și acolo a fost ispitit de către diavolul, satana. Matei capitolul 4 ne descrie foarte bine această istorie, începând cu textul 1 până la 11, dar dorim să ne concentrăm atenția numai pe cele texte în care Domnul Iisus răspunde, ca să ne convingem care sunt citatele pe care El le folosește. Deci textul 4 din Matei capitolul 4 spune așa, drept răspuns Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Al doilea moment este versetul 7, unde se spune, de asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și textul 10, pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și de fapt, textele, cuvintele date Domnul Iisus le folosește din Deuteronom 8 cu 3, Deuteronom 6 cu 16 și Deuteronom 6 cu 13. Deci, ce lecții putem lua noi astăzi din ceea ce spune sau folosește Domnul Iisus? Ca orice om, noi astăzi suntem ispitiți. În felurite feluri și în felurite chipuri. Așa cum pe Iisus, începând de la prima ispită până la a treia ispită, a fost momentele în care Domnul Hristos ca om putea să cedeze, însă noi observăm un statornic sau un puternic stă scris. Deci, cunoscând lucrurile din Scriptură, înțelegând mesajul lui Dumnezeu pentru omul modern de astăzi, și noi putem să ne bazăm credința noastră nu pe un așa zice tata, așa zice mama sau așa zice pastorul sau așa am învățat la biserică, dar să pot spune și eu, uite, așa zice Domnul. Da, e foarte important acest lucru. Eu aș vrea să menționez maniera în care Iisus a dat răspunsul lui satana. Deci el nu l-a contrazis, nu a intrat în careva dezbateri, ci a făcut referință la cuvântul lui Dumnezeu. Interesant că satana tot îl citează, da, tot citează din cuvântul lui Dumnezeu, doar că face aceasta punând la îndoială, deci dacă ești fiul lui Dumnezeu. Și uitați-vă în ce moment el face acesta, când Iisus deja 40 de zile trecuseră, da, de post, în pustie, el era slăbit, da, era flămând. Aiudu, așa cum ați spus și dumneavoastră, când omul este în circunstanțe așa mai nefavorabile din viața lui, tocmai atunci vine și ispită. Cât de important este ca noi să fim aproape de cuvântul lui Dumnezeu, cât este de important ca noi să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu și să rămânem ascultători lui Dumnezeu. Vedem că Iisus Hristos la fiecare din ispitele care, deci la fiecare din întrebările care vine satana, el dă concret răspuns. Prima ispită, de exemplu, cu privire la pâini, da? Este aceeași ispită care a venit în grădina Eden satana față de Eva, da? Ispitit-o deci cu privire la poftă. Aceasta, da, la poftă. Și astăzi sunt mulți ispitiți anume în cele pământești, în cele materiale, da, în ceea ce ține de bunăstare și dau la o parte acel aspect important al vieții, cum ar fi viața spirituală, care poate să fie asigurată doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Da, mulțumim. Deci să înțelegem că cel mai important lucru este să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe un citat a unui autor, pe cineva, un om vestit, însăși Domnul Iisus spune clar, stă scris, da? Deci el specifică, pune autoritate pe Vechiul Testament, pe ceea ce a spus
Dumnezeu prin Moise. Încă o întrebare aici foarte important. Cum credeți, este de ajuns să cunoaștem bine Scripturile și chiar să cităm? Am văzut în multe situații când părinții chiar își învață copiilor nu doar texte, capitole întregi, membrii bisericii spun texte pe de rost. Le știu bine. E de ajuns aceasta pentru noi? Am spus anterior, Satana tot cunoaște din Scripturi, dar care este diferența? El nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Deci este important să cunoaștem. Este important, așa cum ați menționat anterior, să înțelegem că este un singur Dumnezeu, un singur adevăr. Este Cuvântul lui Dumnezeu care este important de la început și până la capăt. Deci este un tot întreg și lecția de astăzi ne dovedește cât de important este împletit adevărul în Vechiul Testament și Noul Testament. Noi nu putem, deci nu avem dreptul moral să spunem Vechiul Testament este mai important sau mai puțin important și respectiv Noul Testament, da, este deja pentru noi creștinii. Deci este cuvântul inspirat de la început până la capăt. A fost scris de scriitorii inspirați de Duhul Sfânt. De aceea este important să cunoaștem bine, dar și să ascultăm. Pot să adaug ceva? Da. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39, Domnul Hristos spune: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Era aceste cuvinte spuse fariseilor care citau permanent din Vechiul Testament, vineau cu, dar nu înțelegeau mesajul. Și atunci el adaugă un cuvânt: dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci nu este de ajuns doar să le învățăm. Ce rost are să știu un capitol pe de rost când nu înțeleg mesajul Bibliei? Așa. Eu cred că mai important este de a înțelege din toate cărțile care este mesajul. Pentru că din cartea Geneze până la cartea Apocalipsa, cum fir roșu trece Hristos în Vechiul Testament, jertfa sa, în Noul Testament Hristos, jertfa și mijlocirea, și sfârșitul cărții Apocalipsa, Hristos care vine să dă răsplătire. Așa, da, deci cred că și același lucru este și dacă aplicăm în viața noastră ceea ce învățăm pe de rost. Deci, trăirea cuvântului. Așa este, acest lucru este foarte important. Ceea ce eu am observat în modalitatea pe care o folosește Satana și ceea ce îl face deosebit pe Domnul Iisus. Și acest lucru cred că este valabil și în zilele de astăzi. Așa cum diavolul face, pune accentul pe minuni. Așa și oamenii astăzi pun accentul pe minuni. Da? Fă din piatră pâine, aruncă-te, Dumnezeu te va prinde. Minuni e ceea ce îi atrage pe oamenii astăzi, dar Domnul Iisus pune accentul sau îl înalță pe Dumnezeu, nu minune. Eu cred că același lucru este și astăzi o problemă pentru creștinism, că noi căutăm minunea, dar nu îl căutăm sau nu îl punem în fața noastră pe Dumnezeu. Da? Aș mai fi vrut aici să adaug cât este de important ca noi să știm care este calea corectă, să mergem pe această cale, ori atunci când noi mergem pe căi greșite, atunci noi nu mai putem să contăm pe paza și pe binecuvântările lui Dumnezeu. Cel îndemna Satana, de fapt, pe Iisus să facă, da? Da. Să încerce să aleagă un alt drum, un drum greșit și asigurându-l că oricum Dumnezeu te va păzi. Așa este. Bine, mai avem încă multe texte biblice și am vrea să le reușim. Deuteronom, capitolul 10. Deuteronom 10, pasajul de la textul 17 până la 19, în mod special versetul 17, spune așa: căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Dacă este să ținem cont de subiectul temei noastre în acest studiu, și anume Deuteronomul în Noul Testament, observăm cum acest pasaj este citat de câțiva autori din Noul Testament. Spre exemplu, Faptele Apostolilor 10:34, Romani 2:11, Galateni 2:6, Efeseni 6:9. Deci, în toate aceste pasaje, Apostolul Pavel citează Deuteronom 10:17. Haideți să vedem ce ar însemna această expresie sau cum îl prezintă aceste cuvinte pe Dumnezeu. El nu se uită sau nu caută la fața oamenilor. În primul rând, eu aș vorbi despre integritatea Bibliei.
da, care este integră de la Cartea Geneza până la Cartea Apocalipsa. Și dacă o citim din scoarță în scoarță, observăm armonia care se vede între cărțile ei. Deci observăm nu numai odată când scriitorii Noului Testament, chiar și a Vechiului Testament, chiar și profeții, citează din cărțile scrise mai dinainte. Dacă e să vorbim despre acest pasaj concret din 10 cu 17, da? Atunci când noi citim că Dumnezeu nu caută la fața omului sau nu se uită la el. În vechime, împărații când trebuiau să judece pe cineva, ei erau cu capul plecat în jos și înainte de a da vreo sentință, împăratul le spunea să ridice capul. Care era scopul? În dependență de poziția socială pe care o ocupa, el putea să dea verdictul. Însă atunci când vorbește despre Dumnezeu, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu caută la poziția socială, poziția materială pe care o avem sau poziția noastră intelectuală pe care o avem, ci Dumnezeu judecă după dreptate. El este nepărtinitor. Și atunci când Apostolul Pavel scrie lucrul acesta, el se referă la integritatea lui Dumnezeu, care nu este ca și omul. Sunt de acord și vreau să completez că într-adevăr această declarație se citește literal. Deci aici nu avem loc pentru interpretări. Uh-huh. Pentru că Dumnezeu va lucra întotdeauna just. Și nici jertve, nici careva daruri nu vor influența să treacă cu vederea păcatul care este săvârșit cu voie. Așa este. Cât de des ne uităm noi la fața oamenilor dacă să aplicăm acest adevăr pentru noi astăzi? Aș vrea, cred că să-mi permit să zic că dacă oamenii ar ține cont de acest principiu minunat al lui Dumnezeu să nu privească la fața oamenilor, cred că nu ar exista atâta corupție, atâta cumătrism, da, atâtea probleme cu care noi ne confruntăm actualmente în societatea, doar a noastră. Da. Este un flagel care deci este peste tot și oriunde, cu regret. Eu cred că ca oameni noi totuși ne uităm. Vrem noi, nu vrem, omenescul din noi tot timpul caută să se răbufnească. Dar așa cum dumneavoastră ați spus, este bine că în momentul când te-ai uitat, totuși ți-aduce aminte că Dumnezeu nu se uită. Așa. Da. Și atunci e bine ca să-L copiem pe Dumnezeu în cazul dat. Da, mulțumim. Deuteronom 27, versetul 26. Uh-huh. Vrem să dăm citire acest pasaj. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acestea și cine nu le va face. Și tot poporul să răspundă amin. Un alt pasaj, tot în context, este Deuteronom 21, versetul 22-23, unde este de fapt același gând. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-a spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Deci, din nou, aceste texte sunt citate în Noul Testament și, în mod special, de Apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, Galateni, capitolul 3. Deci, este pasajul care puteți să-l citiți individual de la textul 1 până la 14 pentru a înțelege mesajul, subiectul. Noi vom specifica doar textul 13. Deci Galateni, capitolul 3, versetul 13. Doresc să dăm citire. Spune așa. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Deci cum explicați această declarație și de ce Apostolul Pavel face referire în privința aceasta la adresa Domnului Iisus Hristos? Este vorba de carte care este adresată galatenilor și dacă am vorbit despre carte în integritate, despre cartea care este mesajul central al cărții. Atunci mesajul central al cărții ar fi fariseii care au venit în Galatia și au început să impui poporul galatean să ție legea ceremonială a lui Moise. Deci nu este vorba despre legea morală, așa cum mulți o tratează din această carte. Da. Și spunând despre această lege ceremonială, el atrage atenția că legea nu l-a făcut pe nimeni niciodată sfânt. Mai mult decât atât, legea permanentă a arătat doar la greșelile și păcatele noastre.
ca să poată să ne răscumpere din păcat, Hristos a fost nevoit să fie învinuit ca un călcător de lege, uh-huh, și pentru aceasta a fost spânzurat pe lemn. Și aici se împlinesc cuvintele că păcatul nostru a căzut asupra lui. Blestemul care se cuvenea să cadă de la Adam și Eva până la noi a crezut peste el. Și astfel, el s-a făcut blestem pentru mine ca să mă poată scoate din pedeapsa judecății. Uh-huh. Sau ca să poată face mijlocire pentru mine. Era jertfa supremă adusă pe cruci. Da. Și nici că acum în această carte nu se tratează Deuteronom 5 sau Exod capitolul 20, unde este vorba despre legea morală. Uh-huh. Pentru că de obicei cei care iau cartea Galateni se luptă doar cu o singură poruncă, porunca a patra. Uh-huh. Dar legea nu cuprinde doar porunca a patra, ci a cuprinde setul întreg de cele 10 porunci. Uh-huh. Și dacă noi le acceptăm pe cele 10 porunci, deci pe celelalte 9, mai bine spus, care e problema în a patra, de ce noi pe ea nu acceptăm? Și atunci luăm cartea aceasta de Deuteronom și încercăm cumva să ne scuzăm călcarea de lege. Da, da. Și eu cred că aici nu este problema în aceea că poate fi specificată legea sau cele 10 porunci, pentru că problema de bază în ce era? Oamenii se bazau pe lege pentru că credeau că legea le dă totul. Da? Legea, dacă țin legea strict, motamo, dar aici textul așa spune că cel care se bazează pe lege e blestemat. De ce? Pentru că el nu se bazează pe Hristos, ci pe lege. Și legea, de fapt, ce face? Îl osândește. Cât de mult noi ne-am străduit, cât de mult efort nu am depune noi să ținem legea, cele 10 porunci, oricum, prin intențiile noastre, prin gândurile noastre, noi oricum greșim. Și atunci, normal, vai de capul acelui om. Blestemat este omul care se încrede doar în lege. Noi trebuie să ne încredem în Hristos, în legea Lui. Legea arăta la mila lui Dumnezeu. Când citim cartea Levit, aducerea jertfilor, care era figura centrală din această carte? Este jertfa. Nu este legea, dar jertfa. Toate legile erau atate spre jertfă, uh-huh, spre harul lui Dumnezeu, care a fost nevoit datorită păcatului să introducă această lege ceremonială ca oamenii să înțeleagă în ce constă mesajul iertării, că Hristos va veni și va muri așa cum moare acest miel. Deci el care zice că se bazează pe lege, pe regulile legii, nu înțelege că esența legii era să-L descopere pe Dumnezeu și harul Lui pentru oameni. Da, mulțumim. Aici, tot la textul 13, aș vrea mai profund să discutăm expresia aceasta, că, de fapt, Hristos s-a făcut blestem pentru noi. Uh-huh. Cum așa? Domnul Iisus, cel neprihănit, fără păcat, s-a făcut blestem pentru noi. Cum ați explicat? Călcarea legii, da, are ca consecință moartea. Uh-huh. Și doar numai Iisus Hristos putea să-și dea viața pentru ca să ne răscumpere din acest blestem, din moartea cea veșnică. Da. Și vreau să menționez că astăzi cred că sunt două categorii de oameni: cei care acceptă această jertfă a lui Hristos prin credință și prin har capătă mântuire, și cei care încearcă cu eforturile proprii, da, să-și câștige mântuirea, da, și bunăvoința. Pot să citesc un citat din lecțiune? Da, poftim. Uitați ce spune lecțiunea. Hristos a devenit un blestem pentru noi prin faptul că s-a confruntat cu blestemul legii, și anume moartea, cu care toți oamenii vor trebui să se confrunte, pentru că toți au călcat legea. Dar vestea bună a Evangheliei este că blestemul care ar fi trebuit să fie al nostru a devenit al său, la cruce, ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Da, mulțumim mult. Deci, de fapt, ce pedeapsă merităm noi și ce am primit noi datorită lui Iisus. Uh-huh. Aceasta așa este, cred că, tema anume din cartea Galateni, că da, noi meritam moartea, blestemul morții, iar el a luat acest blestem asupra lui, și dacă l-a luat asupra lui, el s-a făcut blestem. Da, da, și este important gândul că de ce a murit el. De fapt, el n-a făcut niciun păcat. Da, și Biblia ne spune foarte clar, plata păcatului este moarte. El nefăcând niciun păcat, dar totuși alegând să ia asupra lui toate păcatele noastre, aceasta și a dus la aceea că Domnul Iisus a murit pe cruce. Eu cred că aceasta ne descoperă dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, harul său și iubirea sa. N-ați dorit ceva să... Poate aici aș mai dori să menționez, dacă vorbim despre moarte, poate cineva
care ne privește să-și dea întrebare, oricum oamenii mor. Noi vorbim acum despre moartea cea veșnică, când nu mai este nicio cale de întoarcere. Dar situația când oamenii mor în Hristos, cu credință, cu nădejde în Hristos, aceasta este doar, așa cum tratează Biblia, doar o adormire, un somn adânc, profund, iar la venirea lui Hristos ei vor fi înviați. Da. Deci, când vorbim despre blestemul, păcatul, adică să are în vedere moartea cea veșnică. Da, deci foarte bine că a specificat aceasta încă o dată de greutate gestului pe care l-a făcut Domnul Iisus. Că el n-a suferit de o moarte obișnuită, simplă, cum mor oamenii astăzi. Mm-hmm. Da, cineva poate moare în durere, în chinuri, în suferință, tragic, dar cineva s-a culcat noaptea și în somn a adormit. Noi nu trebuie să ne temem de moartea aceasta, da? Pentru că este doar un somn adânc. Noi trebuie să ne temem de despărțirea pentru veșnicie de Dumnezeu. De acea moarte, de a doua moarte trebuie să ne temem. Poate că asta este o temă de discuție aparte, dar se merită de studiat. Deci, de fapt, Domnul Iisus a suportat consecințele morții a doua, morții veșnice, despărțirea cu Dumnezeu. Totdeauna, momentul când a spus ele la masa bactane, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Ce l-a simțit această despărțire sau disprețul lui Dumnezeu față de păcat, blestemul morții. Da, bine, următoarea întrebare, de fapt, următoarele texte biblice paralele, Noul Testament, Vechiul, sunt Deuteronom, capitolul 18. Deci am dorit să deschidem la Deuteronom 18, pasajul de la versetul 15 până la 19. Noi vom citi doar textul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și de fapt, practic citează sau dau autoritate acestor cuvinte două personalități în Noului Testament, și anume Petru și Ștefan, în diferite împrejurări. Faptele Apostolului 3:22 și 7:37. De fapt, la cine fac aluzie atât Petru cât și Ștefan? Ei îl citează pe Moise, care de fapt vorbea despre acel prolog care se va naște în mijlocul poporului, despre Iisus Hristos. Deci Vechiul Testament a profetizat despre venirea lui Iisus, care când a venit Iisus, deja oamenii tot nu l-au acceptat ca pe mântuitor, ca pe un proroc, și atunci ei făceau iarăși trimitere înapoi la Vechiul Testament, unde Moise le-a spus despre venirea lui Iisus. Trebuia să fie acel Mesia care s-a născut în mijlocul lor, care cunoștea toate aspectele vieții și care putea deveni într-un mod desăvârșit un mijlocitor între ei și Dumnezeu, portând pentru veșnicie deja acest aspect al omenirii. Hristos era atât om cât și Dumnezeu. Și acest proroc despre care vorbește Moise, el avea să... este în contextul mijlocirii. Acest pasaj este în contextul mijlocirii, când Moise deseori a mijlocit pentru poporul său, în favoarea lui, pentru toate abaterile care erau. De ce? A mijlocit pentru că era în mijlocul lor, îi înțelegea și putea să stea în fața lui Dumnezeu, cunoscând. Nu că Dumnezeu nu cunoaște, dar Hristos a venit și a trăit în mijlocul lor ca unul dintre ei, astfel devenind mijlocitor între ei și Dumnezeu. Da, și uitați-vă cum îi imploră Moise, să ascultați de ce spun. Să ascultați, pentru că mesajul cu care el a venit era unul pentru salvarea și pentru mântuirea lor. Da, și nu întâmplător, atât Petru cât Ștefan citează cuvintele lui Moise pentru a da autoritate și a-i convinge pe contemporanii lor, care pe cititorii lor, pe cititorii Vechiului Testament, care permanent spuneau doar pasaje. Și el vine și spune practic, uite, voi ați citit despre asta, voi cunoașteți lucrurile. Eu doar vă spun că voi nu ați, nu ați înțeles până la capăt mesajul. Da, sigur. Da, încă un pasaj, avem Evrei, capitolul 10, la textul 28 până la 31, și Deuteronomul, dacă e să rămânem aici, la capitolul 17, versetul 6, și spune așa textul: cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Și apoi pasajul de la Deuteronom 32 cu 36:
Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterele este sleită și că nu mai este nici rob, nici slobod. Deci aceste cuvinte sunt citate în Noul Testament în Evrei capitolul 10, începând cu textul 28 până la 31. Am vrea să citim acest pasaj important și interesant. Deci Evrei 10, 28 până la 31. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei marturi. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Da, eu cred că de fiecare dată când cineva aude de judecată, judecata lui Dumnezeu, eu nu cred că el se simte relaxat și liber. Da? Deci e o panică, o așteptare, așa cum spune textul, grozav lucru sau groaznic, ziua cea mare și înfricoșată. Totuși, cum am putea să aplicăm acest text noi astăzi și, de fapt, care este perspectiva judecății lui Dumnezeu pentru voi personal? Eu cred că aș vrea să menționez aici un moment. El se adresează evreilor și le spune: voi aveți acum mai multă lumină decât aveau ei atunci. Dacă atunci oamenii erau pedepsiți pentru călcarea poruncilor, da, cu atât mai mult voi acum cu ce o să vă dezvinovățiți avându-l pe Mesia în mijlocul vostru, având această mărturie, viața lui, jertfă lui, da? De aceea un îndemn și pentru noi astăzi să nu luăm lucrurile ușor, adică să nu ne atârnăm ușor față de aceste adevăruri și față de jertfa lui Fiul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că El a venit, a dus o viață pe acest pământ, nu a fost ușoară, noi am văzut, El a fost ispitit ca și noi, ba mai mult, nimeni dintre oameni nu a trecut prin acele ispite și acele încercări pe care le-a trecut Iisus Hristos. El de bună voie s-a jertfit pe cruci. Noi care cunoaștem toate aceste lucruri, cu ce ne vom dezvinovăți în fața lui Dumnezeu? Așa, hai, da. Dacă vorbim despre martori, atunci când a trăit Moise, oamenii ieșiseră din Egipt fără statut, fără lege, fără înțelegere și era nevoie ca să le se dea legi ca unor copilași pentru a putea ține în frâu acest popor mare la număr, că au ieșit în jur de 2 milioane de oameni. Nu era atât de ușor pentru o persoană să ții în frâu. Și atunci Dumnezeu este nevoit să dea legi cu privire la dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și alte legi de genul acesta. Însă în Noul Testament, când vine Domnul Hristos și spune: voi ați auzit celor din vechime ce li s-a spus. Cu alte cuvinte, li s-a spus oamenilor care nu cunoșteau, dar voi deja cunoașteți. Voi deja sunteți mai maturi. Și eu cred că și în timpul de pe nostru care a venit astăzi, uite, având deja toată Scriptura, ne vorbim de timpurile Noului Testament, când se bazau doar pe Vechiul Testament, noi avem scrierile lui Pavel, istoria apostolilor, evangheliile, noi avem, cum zice apostolul Pavel în Evrei, un nor de martori care ne pot arăta în ce constă harul lui Dumnezeu și în ce constă pedeapsa lui Dumnezeu. Și dacă cineva se bazează numai pe harul lui Dumnezeu, atunci ar trebui să vadă tot Vechiul Testament în care poporul se baza pe templu și spuneau: templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, și totuși poporul a fost dus în robie pentru neascultare. Acum, în timpul de pe urmă, noi suntem iarăși înconjurați cu nori de martori. Anania și Safira din Noul Testament și alții de genul lor, care au încercat cumva să ocolească dreptatea lui Dumnezeu. Da. Noi astăzi ar fi trebuit să ne bazăm pe dreptatea lui Dumnezeu, să nu căutăm, cum am spus de la început, la fața omului. Și îmi place pasajul: ți-a arătat omului ce este bine și ce cere alta Dumnezeu de la tine. Nu jertfe, cum a spus dumneavoastră, nu daruri, dar sâmblă smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Da. Mulțumim. Și totuși, care este perspectiva judecății pentru voi sau care ar trebui să fie pentru un creștin autentic? Panică? Frică?
Eu pot spun doar un cuvânt care îmi place din lecțiune. Eu știu că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Uh-huh. Și în cazul dat pot spun ca David, care spunea: Doamne, nu vreau să cadă în mâna oamenilor, ci vreau să cadă în mâna Ta. De ce? Că dacă cazi în mâna oamenilor, nu prea ai nădejde sau speranță la milă și la har. Dar dacă cazi în mâna lui Dumnezeu, ai speranță că El înțelege, El poate ierta și tu îți poți îndrepta viața cât încă nu este târziu. Da, mulțumim. Îmi place concluzia autorului pentru ziua aceasta. Uh-huh. În esență, Pavel spunea: aveți grijă. Deci cred că acest mesaj este actual și pentru noi astăzi și pentru fiecare din noi. Trebuie să avem grijă la noi înșine și trebuie să vedem în cine noi ne încredem. Și trebuie să fim atenți la faptele noastre, la gândurile noastre. Și dacă o să ne cercetăm, o să ne analizăm, o să ne pocăim de păcatele noastre, o să cerem sprijin în partea lui Dumnezeu ca să ne ajute în viața aceasta, da, atunci putem să avem încredere, să trăim cu credință că Dumnezeu ne va purta de grijă. Da, mulțumim. Chiar doresc să citesc din nou textul de Deuteronom 32:36. Spune: Domnul va judeca pe poporul lui, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterea lui este slăită. Deci vedem că Dumnezeu, da, El va judeca, dar în același timp va aplica și milă. Deci totul depinde de relația noastră personală cu Dumnezeu. Atunci când noi suntem într-o relație strânsă cu Hristos, atunci noi suntem gata să acceptăm ceea ce vine la El, pentru că știm că El este drept și El va aplica dreptatea, dar în același timp și harul și mila, dacă eu am acceptat-o. Iar din moment ce eu aleg viața mea, nu-L primesc pe Hristos, e clar că sentimentul așteptare este alta, este o spaimă, frică. Da. Aș vrea aici să încurajez pe cei care poate că se confruntă cu situații, că simt că nu au suficiente puteri pentru a rezista, da? Este un verset de încurajare în Biblie care spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Deci Dumnezeu vede dorința inimii noastre, intenția noastră, și El întotdeauna o să ne trimită puteri. Iar dacă totuși El îngăduie unele ispite, unele încercări, să nu uităm că Dumnezeu ne poartă prin mila Lui de grijă și cu privire la cizelarea caracterului nostru, pentru că unica ceea ce noi vom lua cu noi în veșnicie, asta va fi caracterul nostru. Și Dumnezeu ne vede mai mult, mai bine decât noi ne vedem noi înșine. Și dacă El îngăduie unele situații în care noi trebuie să ne smerim, trebuie să acceptăm, da, atunci să o primim și aceasta cu îngăduință, ca de la Dumnezeu. Și să-i mulțumim și pentru aceasta. Da, mulțumim. Dacă este să faceți o concluzie la subiectul în această ocazie, care ar fi? Eu aș spune o concluzie destul de scurtă. Și așa cum am spus că îmi place cartea Evanghelia pe Ioan, îl voi cita pe Domnul Hristos, care spune: cercetați Scripturile. Amin. Pentru că se ocotesc în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Iisus. Amin. Eu avem același gând, același îndemn, da, să cercetăm Scripturile. Din experiența mea vreau să vă spun cât de profund este adevărul, cât de frumos este relatat, ce împletitură de idei, de mesaje sunt între Vechiul și Noul Testament. Deci noi nu putem să trecem pe alături. Noi trebuie să ne inspirăm, trebuie să ne hrănim zilnic cu această hrană spirituală. Și așa cum a fost versetul de memorizat pentru această săptămână, deci este scris că omul trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci noi avem nu doar nevoie de hrană fizică pentru ca să trăim, avem nevoie și de hrană spirituală. Așa. Și îndemnul este ca să studiem, să ascultăm și să practicăm ceea ce noi învățăm. Da, amin, mulțumim. Tot adăuga doar un verset la ceea ce spune sora Sveta, pentru că a vorbit foarte frumos. Îmi place ideile care le-a menționat și aș spune așa cum zice Apostolul Pavel din 2 Timotei 3:16 și 1 Timotei 3:16, unde spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să înveță, să mustre, să dea înțelepciune,
pentru că omul capete neprihănirea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi, de a dezbate acest subiect. Dorim să încheiem studiul nostru cu rugăciune. Invităm pe pastorul Jurăvleu Dumitru să înalțe rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima, Bunule Părinte, pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care din dragoste pentru neamul omenesc, pentru mine, pentru toți cei care sunt, a venit în lumea aceasta, a trăit în mijlocul nostru și apoi a acceptat să moară într-un mod rușinos pe cruce doar pentru ca să ne dea viața. Ajută-ne să prețuim această viață, ajută-ne să prețuim cuvântul care l-a lăsat scris, care este ca o făclie care arde, ajută ca și în viețile noastre această făclie să ardă și să lumineze celor din jur calea care duce spre cer. Prin scumpa jertfa Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin. Amin. Dragi prieteni, dacă luați în mână această carte minunată, vă sfătuim ca să o citiți de la început până la sfârșit, pentru că atât autorii Vechiului Testament cât și Noul dau autoritate la ceea ce se scrie în ea. E cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Noi credem că El are putere atât în viața noastră cât și în viața ta. Domnul să vă binecuvânteze în studiul, în cunoașterea cuvântului și în trăirea Lui.